Aș vrea să încep, era să zic în dimineața aceasta, dar deja e după amiază, cu un gând care l-am avut în zilele astea, înainte de a ne apleca asupra cărții Tit și a continua ceea ce este pentru astăzi. Vedeți, noi venim fiecare joi, fiecare duminică, ne adunăm aici la biserică și acest lucru este un lucru foarte bun. Dar am observat un lucru văzând din pilda semănătorului. În pilda semănătorului spune că mulțimi de oameni s-au adunat la El, la Domnul Iisus Hristos. Erau așa de mulți încât Domnul Iisus nu putea să stea la nivelul lor, nu-l auzea și nici nu-l vedeau. Și atunci el s-a urcat într-o corabie ca să poată să fie și văzut, să poată să fie și auzit. Le spune această pildă asemănătorului și cred că fiecare dintre noi știm acolo, sunt patru tipuri de sol în care a căzut sămânța. Sămânța era de cea mai bună calitate, fără îndoială, nu era problema acolo. Dar ceea ce mi-a atras atenția, o parte din sămânță, când semănătorul a ieșit să semene, a căzut între spini. A crescut această sămânță, dar nu a ajuns la coacere. Acum, noi când eram copii mâncam, Rodica îmi spunea, uite corcodușe, știi, când eram copii mâncam din alea de mi s-au făcut rău, știi, crude. Dar în general, noi vrem să le vedem roșii, cele mai multe fructe sunt roșii, sunt unele și galbene, în alte țări sunt portocale, alte culori. Dar ne place să mâncăm fructele coapte, logic. Dar această sămânță nu a ajuns la coacere și n-a mai dat rod. Ce s-a întâmplat cu ea? Spune că spinii aceștia au crescut cu ea și au înăbușit-o sau au sufocat-o. Și m-am gândit în viața animalelor și mă refer acum la reptilele astea, de fapt, în viața reptilelor, sunt șerpi. Șerpii sunt mai mici și majoritatea sunt care sunt mai mici sunt veninoși, dar sunt o categorie care sunt mai mari, care nu sunt veninoși. Ăia care sunt mici și au venin, ei mușcă animalul moare din cauza veninului și după care îl mănâncă pe victima este mâncată. Pe când la șerpi mari, piton sau boa, ei prind cu gura, mușcă victima și acea mușcătură nu este mortală. Animalul, victima, se zbate, că poate să mănânce o căprioară sau un animal mai mare, se zbate, dar el se zbate și vrea să scape din gura șarpelui. Dar șarpele se încolăcește după victimă, dar el tot e concentrat să scape din gura șarpelui. Dar problema nu este în gura șarpelui, că acolo mușcătura aia nu este mortală. Șarpele încet, încet se strânge în jurul victimei. Victima când respiră, trage aer, șarpele-i deja fix pe el. Când expiră, deja se mai strânge un pic. A doua oară, victima încearcă să mai tragă aer, nu mai poate ca și prima dată. Șarpele-i acolo și când respiră, după aia încă o dată. Și până la urmă se sufocă. De fapt, moartea nu-i vine din gura șarpelui, ci vine din sufocare. Această sămânță a fost sufocată de spini. Și Domnul Iisus Hristos dă o explicație acolo și spune motivele sufocării, de ce nu aduce rod și se referă după aceea în viața noastră. De ce nu aduce cuvântul rod în viața noastră?
Și spune acolo, sunt îngrijorările, sunt plăcerile lumii acesteia și înșelăciunea bogățiilor. Și cu aceste lucruri, cred că fiecare dintre noi suntem confruntați și ispitiți. Domnul Iisus încheie pilda aceasta și spune așa, cine are urechi de auzit, ciobul când s-a rugat să avem urechi, spune, cine are urechi de auzit, păi toată lumea are urechi, nu? De auzit. Dar să audă, și Domnul Iisus spune să și audă, știi? Ce se poate întâmpla cu noi? Faptul că venim mereu și mereu și mereu și mereu și mereu, aceste mulțimi umblau după Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii îl întreabă, Doamne, dar de ce le vorbești în pilde? Că spune că Domnul Iisus le vorbea foarte multe lucruri în pilde. De ce le vorbești în pilde? Spune, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, dar lor nu le-a fost dat. Și care era problema? Spune că ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud. Care era problema atunci, mai adâncă? Domnul Iisus spune că cel ce vine la mine, eu nu-l voi zgoni afară. Oamenii aceștia veneau după Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu le spunea, măi, eu știu că n-aveți intenții bune mereu. Pentru că El nu-i alungă afară. Și atunci acești oameni le plăcea compania Domnului Iisus. Vroiau să fie cu Domnul Iisus. Dar când Domnul Iisus Hristos le vorbea, de la un timp au ajuns că nu mai auzeau ce le spune Domnul Iisus Hristos. Am realizat lucrul ăsta, viața mea poate să fie așa. Pot să vin mereu, îmi place compania Domnului Iisus, pot să vin în adunare, pot să vin mereu, dar pericolul este că această sămânță care a fost însemănată în inima mea, sunt multe lucruri, sunt îngrijorări, sunt, spune, plăcerile lumea acesteia și înșelăciunea bogățiilor. Sunt pericole pe care ne paște pe fiecare dintre noi. De aceea, cine are urechi de auzit să audă și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Știu că sunt predici pe anumite cărți tematice și atunci este pericolul ăsta de a, cum să spun, să o lăsăm mai moale. Dar ideea este că noi trebuie să veghem întotdeauna. Și cine are urechi să audă, spune, asta a fost doar ca și o completare și cred că poate să fie o încurajare. Pentru mine a fost un avertisment să fiu atent și să vedem și să văd chiar cu adevărat ceea ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem, să revenim la cartea Tit. Suntem în acest ciclu de predici care se numește Cei 7 ani de acasă. Este o provocare pentru noi, pentru fiecare dintre noi, cu această carte. Haideți să citim versetele care ne stau înainte. Avem Tit de la capitolul 2 cu versetul 15 și după aia trecem în capitolul 3 până la versetul 8. 2 cu 15 spune așa. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni,
El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin. Dumnezeu, după cum vedem și în această pildă, El este foarte practic. Noi ca și oameni avem două extreme. Ne ducem ba într-o parte, ba în alta. Și în această epistolă vorbește despre un cuvânt care spune cumpătat. Cumpătarea înseamnă să fii în zona de mijloc. Și bineînțeles, noi ca și oameni nu putem. De aceea avem nevoie să stăm aproape de Dumnezeu care ne-a chemat, să stăm aproape de ceea ce vrea să ne învețe, să avem urechi ceea ce El vrea să ne învețe, ca să putem să stăm pe acea cale de mijloc. Dacă nu, știți că erau niște cântare înainte cu cum se spune, un act din ăla, indicator. Da, arăta când într-o parte, când în alta. Și mai erau și niște pendule care făceau așa. Și Dumnezeu ne-a chemat să fim, și ne vorbește de mai multe ori în această epistolă de cumpătați. Și cumpătarea, o putem să o avem, este un lucru încurajator și este o veste bună, pentru că noi suntem într-un proces de schimbare și transformare în toată viața noastră. Am putut să vedem învățăturile practice din această epistolă, au fost cu privire la bătrâni, care sunt mai fratele Dan și noi care suntem mai bătrâni. După aceea, au fost învățături cu privire la femeile mai în vârstă și acele femei mai în vârstă spune să învețe pe femeile mai tinere și le dă anumite sfaturi. Sfat cu privire la tineri, generația tânără, Domnul să-i binecuvânteze. Și mai mult de atât, chiar în primul rând, aceste lucruri îi se aplică chiar lui Tit. Pavel îi scrie lui, dar aceste învățături erau în primul rând pentru el. Cel care a primit aceste lucruri, aceste învățături, și i s-a dat ca să le dea mai departe, îi spune. Și i-a zis, spune, la mai multe categorii de vârstă. Poate oamenii aceștia s-au gândit că nu pot să pună în practică, dar li se spune, și noi am trecut prin asta, că Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și de ce a fost arătat? Și spune și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în acest veac cu cumpătare, iarăși se repetă acest cuvânt, dreptate și evlavie. Și aceste învățături care i-au fost transmite lui Tit și ne se transmit și nouă sunt practicabile, nu sunt, cum să spun, la... Noi nu o să putem să ajungem niciodată. Nu, Dumnezeu nu face lucrurile așa. El este un Dumnezeu care, da, într-adevăr, lucrează supranatural, când El vrea și cum vrea, prin darurile supranaturale pe care El le dă în biserică, dar în principiu noi avem lucrurile care trăim în lumea asta, nu, cum zicea cineva, ce ar fi dacă ar fi în biserică numai păstori și evangheliști? Ar fi foarte plictisitor, zicea. Dar Dumnezeu a lăsat pe fiecare, unui mecanic, unui zugrav, unui, nu contează, fiecare cu meseria lui, altui șofer. Dar în locul în care ne-a lăsat, ne-a lăsat cu un scop, ne-a lăsat acolo. Ca fiecare dintre noi, noi putem să-L slăvim pe Dumnezeu fiecare în locul în care suntem. Mai mult de atât, Dumnezeu nu ne lasă în ceață,
El s-a întrupat, s-a dat pentru noi, Domnul Iisus a venit în această lume și El a spus, urmați-mă, faceți ca mine. Păi, dacă erau lucruri care noi nu le putem face, la ce să le mai ceară după aia? Băi, faceți ca mine, că oricum nu le puteți face, oricum nu o să ajungeți. Nu, Domnul Iisus Hristos, urmați-mă, uitați-vă, și iarăși evrei ne spune epistola către evrei, să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Domnul Iisus Hristos. Sunt lucruri care El le-a făcut și mai târziu Pavel spune, Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. El ne-a răscumpărat ca să facem parte din norodul Lui și acest norod spune să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Putem să facem aceste fapte bune doar printr-o apropiere de Dumnezeu, doar printr-o trăire cu Dumnezeu, printr-o trăire în harul lui Dumnezeu, este posibilă așa cum ne zice El. Și cum am citit în versetul 2 cu 15, acolo și-a spune, și vedem că ne sfătuiește și ne mustră, spune, sfătuiește, mustră cu deplină putere, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, în 2 Timotei 3 cu 16 spune, ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune. Prima dată, cineva dacă nu este bine într-un loc, cuvântul lui Dumnezeu vine și îl învață prima dată, îl învață, uite, aici nu-i bine. Omul este mustrat, ia minte la lucrul ăsta și atunci învață, îl mustră, al treilea pas, îl îndreaptă și îi dă înțelepciune în neprihănire. De aceea cuvântul lui Dumnezeu este și viu, este și lucrător. Dar pentru asta, El trebuie să lucreze în viața noastră. Am câteva lucruri care le-am putut să le văd, sunt mult mai multe, dar aș vrea să ne uităm la trei lucruri importante, să zic așa, și după aceea sunt și altele sub ele, dar primul lucru care îl spune aici, în capitolul 3, versetul 1, spune, adu-le aminte. De ce să le aduc aminte? Noi ca și oameni suntem foarte uituci, noi uităm rapid, uităm de, nu știu cum să zic, de anumite lucruri care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și trebuie să ni se aducă aminte. În aceste versete, în acest pasaj, după cum ne-a învățat să ne purtăm în familie, să ne purtăm și la robi, le spune acolo, vine vremea și spune să fiți, haideți să citim versetul 1, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor. Asta este un lucru, parcă pare că nu-i prea pentru noi, așa. Noi ne-am obișnuit, parcă, cu viața de biserică, avem lucrurile noastre, relațiile noastre și astea parcă ni se par prea departe. Dar în Romani, și în Romani, capitolul 13, cu versetul 1, partea a doua, spune că toate autoritățile care există au fost lăsate sau sunt parafa Dumnezeu, a îngăduit să fie acolo. Păi cum, mă, poate noi ne gândim cum să fie așa? Dar gândiți-vă, pe timpul lui Domnul Iisus Hristos era Pilat, era Imperiul Roman care erau peste ei, de aceea
acești oameni erau foarte revoltați și am auzit odată pe fratele Vrumbrand, care era evreu, zicea că l-au respins pe Domnul Iisus Hristos și prin faptul că el spunea iubiți-vă vrăjmașii și ăștia spunea îi crucificau, se purta urât cu ei, dacă de aia spune că îi luau de pe stradă, dacă avea de cărat o desagă, ceva, își spune că era o lege care spunea o milă să-i duci sarcina în spate, știi? De acolo îi dădea la altul sau ceva de genul. De aia Domnul Iisus spune că dacă cineva te selește să mergi cu el o milă, tu mergi cu el două. Și oamenii aceștia stăpâneau peste Israel în timpul ăla. Și atunci cum te gândești? Băi, dar oamenii ăștia parcă nu erau după cum se așteptau ei. Și spune să fim supuși stăpânirilor și dregătorilor. În 1 Timotei 2, cred că joi am citit la să ne rugăm fraților. 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1. Acolo spune să ne rugăm pentru dregătorii, pentru stăpâniri, pentru autoritățile care sunt, ca să ducem o viață pașnică, liniștită. Asta este, în primul rând, datoria noastră, să ne rugăm pentru cei care sunt în autorități. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Ah, nu mă întrebați aici, că nu știu dacă n-am făcut chestia asta. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Și eu recunosc și Dumnezeu mi-a atras atenția în direcția aceasta. Ne uităm la anumite funcții în stat sau funcții europene și vedem că lucrurile nu sunt făcute drept. Dar noi, ceea ce Dumnezeu ne cere, să nu vorbim de rău pe nimeni. Doamne, Tu ești Cel care ai îngăduit să fie pus acolo. Prin voia Ta stă, Tu ești Cel ce pui, Tu ești Cel ce ridici, Tu ești Cel ce cobori. Până la o adică, totul este mâna lui Dumnezeu. Dar dacă noi ne ridicăm și vorbim de rău, am observat că eu am tendința să vorbesc de rău când nu-mi iasă și mie interesele, știi? Mie mi-ar place un președinte, dar care să, dacă vine, să facă și în interesul meu. Dacă nu face în interesul meu, atunci sunt un pic supărat, știi? Și vorbesc de rău, mai bun era celălalt. Noi știm că nici celălalt nu era mai bun. De aceea, Dumnezeu ne spune să nu vorbim pe nimeni de rău. După aia spune să nu fie gata de ceartă. Păi dacă se adună doi sau trei, vorbesc de rău. Mai se adună doi sau trei. Și se adună mai multe grupuri de doi sau trei și mâine, poi mâine, iasă în centru și fac o demonstrație. Și te trezești că ai ajuns într-un loc în care, băi, ce-am căutat eu aici? Omul vrea să se certe și atunci a găsit de partea lui. Dar Dumnezeu ne spune și robul Domnului ce spune? Nu trebuie să se certe. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu ne vorbește astăzi fiecare dintre noi în direcția aceasta. Ci să fie cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Cumpătați, iar ajungem la cuvântul acela care s-a mai repetat și înainte. Dumnezeu vrea să fim cumpătați. Vedeți că această cumpătare are de-a face cu blândețea față de toți oamenii. Noi suntem selectivi cu oamenii. Dacă te porți frumos cu mine, sunt dator să mă port și eu frumos cu tine, într-un fel. Dar ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă vă iubiți numai între voi,
ceilalți nu fac la fel? Care deosebirea? Care diferența între voi? Deci să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte aceste lucruri. Să ne aducem aminte și să ne rugăm, Doamne, dă-ne putere să putem să ne supunem acestor autorități, pentru că în momentul în care noi, că aici este problema, în momentul în care noi ne ridicăm împotriva autorității, în momentul în care noi vorbim de rău autoritățile, Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat aceste autorități, împotriva cui ne ridicăm? Practic ne ridicăm chiar împotriva autorității lui Dumnezeu. Pentru că e natura noastră păcătoasă, de la Adam și de la Eva, a intrat această rebeliune în această lume și noi vedem acum rezultatele rebeliunii. Copiii nu mai ascultă de părinți. Părinții nu mai ascultă de copii. A, nu, asta nu merge. Profesorii nu mai ascultă de director și angajații nu mai ascultă de șef. Și tot așa, în familie, iarăși se poate, cu soț și soția și ordine pe care Dumnezeu le-a pus, totul se dă peste cap când se ridică împotriva autorității pe care, și rânduielii pe care Dumnezeu a pus-o. Chiar dacă nu ne place, Doamne, Tu știi, Tu poți să aduci schimbare, mai bine să facem lucrul ăsta, atunci avem pace, ne punem încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu o să fie mirat că poate o să-și asculte când nici nu o să ne dăm seama. Un alt lucru spune, nu uita. Al doilea lucru. M-a scos, Psalmul 40:2, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Haideți să vedem. 3:3. Asta a fost o completare, dar să ne uităm în 3:3 ce ne spune aici. Căci și noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Păi ăsta era un stil de viață. Vă dați seama? Și noi, nu știu câți acum ați fost din categoria asta, dar eu, la mine, a fost un stil de viață ăsta. Și eu mă bucur pentru tineri, care sunt aici tinerii, e o mare binecuvântare pentru voi că sunteți în biserică. Mi-aduc aminte că eu, la noi acasă, de mic, noi ne dădea ceva să gustăm de substanțe din astea care îți încețoșează ochii și că tata consuma și el și atunci aveam și noi porția noastră. Și de mici am început să consumăm. Bineînțeles că crescând cu vârsta, crește și cantitatea, știi? Și noi râdeam, glumeam, că spuneam că tot felul de glume care... Dar gândiți-vă tinerilor, ăsta a fost un stil de viață care eu cel puțin l-am avut. Și mi-aduc aminte. Cezare, adu-ți aminte de unde te-am scos. Da, eu am fost bun, normal că dacă nu eram bun, nu puteam să ies de acolo, nu? Așa-i? Ce credeți? Cum am ieșit de acolo? La 26 de ani eram scârbit de viață. Dacă aș fi murit, ar fi fost un câștig, mă bucuram. Pe când la 26 de ani, Dumnezeu mi-a dat o altă viață. De fapt, la 26 de ani, viața începe. Poți să zici că începe viața, adevărată viață. Eu la 26 de ani eram scârbit de viață.
Și la 26 de ani jumate Dumnezeu mi-a dat harul și uitați ce spune aici. Eu aveam un alt stil de viață, dar haideți să citim aici. Iarăși din nou. Cât și noi, cât și eu, printre ăștia eram acolo, eram altădată fără minte, neascultător, rătăcit, robit de tot felul de pofte și de plăceri, trăind de răutate și în pismă, vredni să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Numai mama știe și cât stres am făcut și câtă frică când veneam acasă beat sau... Dar slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu, că urmează versetul 4 și uitați ce spune. Uitați cine m-a scos de acolo și pe mulți dintre noi ne-a scos de acolo. Dar când s-a arătat ce? Bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Haleluia! Nici nu pot să explic bucuria care am avut-o. Aveam un coleg de muncă care am lucrat cu el. El era întors la Domnul, dar aveam un motiv împreună, un scop împreună. Vreau să plecăm din România cu orice chip, nu era cu viză atunci, trebuia să fugi fraudulos și eram disperat să plec din România. Și într-o seară mi-a zis, hai nu vii la biserică. Pe mine nu mă interesa de biserică, de Dumnezeu. Eu aveam alt scop, dar acum scopul, cum se zice, scuză mijloacele. Și am ajuns la biserică, fără să vreau. În seara aceea a predicat cineva și la urmă s-a făcut o chemare. Cine vrea ca Domnul Iisus Hristos să-i schimbe viața? Eu nu știam ce spune acolo, ăsta mi-a zis, dacă vrei și pentru tine, poți să ieși în față. S-a rugat, s-a făcut acea rugăciune, am făcut și eu acea rugăciune de predare. Am mers acasă, nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar de-a doua zi, când m-am trezit, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. N-am mai fost acel om. Ioan, capitolul 3, când Domnul Iisus vorbește cu Nicodim, îi spune, dacă nu vă nașteți din nou, n-ai cum să vezi împărăția. Acest lucru s-a produs la mine o naștere din nou instant. Nu m-a mai interesat să plec niciunde. Am simțit povara eliberării păcatului. Am fost conștient, automat, de starea care am avut-o și ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Cu oricine mă întâlneam, trebuia să găsesc un mijloc să-i spun că există o salvare și pentru el. Și un salvator care este Domnul Iisus Hristos. Așa s-a întâmplat în viața mea și în viața celor care sunteți și aici. Poate nu în felul ăsta cum a fost la mine, dar am fost conștienți de lucrul acesta. Și lucrul ăsta nu trebuie să-l uit. Iarăși se poate întâmpla, dar lucrul ăsta trebuie să fie viu mereu. De unde am fost și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și mai mult de atât, încă n-am terminat alergarea. Spune că El ne-a făcut, în sfârșitul versetului 7, pentru că odată s-o cotine prihăniți prin harul Lui să mă fac în nădejde moștenitor al vieții veșnice. Asta nu a venit încă. De aceea, eu trebuie să nu uit și fiecare dintre noi nu trebuie să uităm de unde am fost și cum Dumnezeu ne-a salvat și ne-a schimbat. Am uitat să spun titlul. Eu fac ce fac și uite cu titlul să-l spun. Titlul predicii se numește Implicarea.
Da, este așa când nu ai experiență. Că toate lucrurile astea care noi le facem, le facem că trebuie să, cum să spun, să fim implicați, să ne rugăm, să fim supuși. Asta este implicarea noastră într-un mod practic. Încă nu am ajuns în cer, de aceea noi trăim pe acest pământ și trebuie să fim implicați. Implicarea noastră, iar este mereu să nu uităm. Dar, iarăși, implicarea noastră nu vine așa, automat. Noi acum știm, care suntem întorși la Domnul, știm că nu, cum să zic, că aș fi stat la biserică după ce m-am întors la Domnul, a fost într-o joi, duminică când m-am dus, puteam să stau până luni, deci nu ar fi fost prea mult. Deci, și sincer vorbesc, deci de dimineață de la 10, dacă stătea până a doua zi dimineață, nu m-ar fi deranjat deloc. Dar știu că pe moment, pe parcurs, ce trece timpul, uneori parcă n-ai stare nici, băi, cât ne uită și la ceas, cât o predicat, știi? Nu mai termină. Este pericolul ăsta pentru fiecare dintre noi. De aceea trebuie să ne implicăm, cum să zic, să ne dăm toate silințele, nu-i din natura noastră. Natura noastră este să, când e cald, să ne ducem la plimbare și nu-i rău chestia asta. Vreau să spun ce este în firea noastră. Și al treilea punct este să caute. Și aici este într-un mod intenționat. Versetul 8 spune așa, adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și aici vorbește într-un mod personal celor care au crezut în Dumnezeu. Căci credința noastră se va vedea sau va fi dovedită sau cum să spun, sau faptele va urma credința. Noi vom ști dacă un om chiar umblă cu Dumnezeu sau nu umblă. Noi știm cine zice teoretic că ba, eu iubesc pe Dumnezeu și chiar într-un loc spune că unii zic că îl cunosc pe Dumnezeu, dar ce spune? Cu faptele ce face? Îl tăgăduiesc. Că e o contradicție. Una zice și alta se face. De aceea Dumnezeu vrea să ne aducă acolo unde să... De aia spune, da-o vostru să fie da și nu, nu. Dar pentru cum am spus, noi suntem, oscilăm când într-o parte, când în alta, avem nevoie mereu să umblăm cu Dumnezeu ca să umblăm pe acea cărare pe mijloc și care este o cărare dreaptă. Și aceste fapte nu vin de la sine. Spune să caute cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Dacă cineva se ivește o ocazie să facă o faptă bună, spune, las că o face altcineva. Știi? N-o zici cu voce tare, dar dacă o spui înăuntru tău și te aștepți ca altcineva să o facă, bineînțeles că o va face, dar acea faptă nu mai este contabilizată în contul tău, să zic. Dumnezeu poate vrea să te folosească pe tine în direcția aceea, să mă folosească pe mine. Și dacă eu zic, las că poate face altcineva, atunci am sărit peste și n-am trecut un test, o însărcinare, ceea ce mi s-a încredințat. De aceea să fim conștienți că faptele acestea nu vin de la sine, nu vin de la noi. Toate faptele bune, zice,
cuvântul lui Dumnezeu, că noi am fost zidiți, Efeseni capitolul 2 spune, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit de când? De la întemeierea lumii, ca noi să intrăm în ele. De aceea, noi avem posibilitatea ca să intrăm în acele fapte și să nu le facem, cum să spun, să facem fapte cu alte motivații, să facem acele fapte pe care Dumnezeu ni le dă pentru ca slava, toată slava să se ducă către Dumnezeu. Că în Matei, când vorbește Domnul Iisus Hristos, voi sunteți sarea pământului și voi sunteți lumina lumii, spune că o cetate care este zidită pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și spune că, scuzați, oamenii n-aprind o lumină și după ce o aprind, s-o pun în dulap. Ce rost ai să o pui în dulap? Spune că aprinde o lumină și o pune în sfeșnic. Sfeșnicul, nu știu dacă cei tineri știe, știți ce e un sfeșnic. E mai antic. Dar acum e o veioză. E ca și o veioză. Este ceva care se pune, se aprinde o veioză, se pune pe masă și să se vadă cât poate să se vadă. Că noi suntem lumina lumii, dar nu suntem noi una singură lumina lumii. Împreună putem să luminăm. Fiecare dintre noi suntem o luminiță. Și spune că cum suntem noi lumina lumii? Când oamenii vă vor vedea faptele voastre bune. Și aici spune că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie, nu vine de la sine. De aceea trebuie să fim, cum să spun, gata mereu. Doamne, sunt aici. Când Tu vrei să mă folosești, unde vrei să mă folosești, iată-mă, trimite-mă. Și spune la sfârșit, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Vedeți, Dumnezeu iubește atât de mult lumea și poate noi ne gândim, bă, dar ăla mă nervează toată ziua. Sunt unii colegi, știți că sunt colegi care îți face viața grea. Unii sunt și astăzi care au, cunosc pe cineva care intenționat îi face. Măi, dar cum să-i facă la ăla, știi? Că uite, dar Dumnezeu iubește atât de mult lumea pentru că faptele astea bune vrea să fie îndreptate chiar către ei. Când vor vedea faptele voastre bune, să slăvească pe cine? Pe Tatăl. De aceea, să fim conștienți că de multe ori aceste fapte sunt îndreptate către cei care ne nervează, ne stresează. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Să nu uităm lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să ne raportăm la cei din jurul nostru. Nu trebuie să ne gândim, băi, ce lucruri supranaturale, ce lucruri spectaculoase să fac pentru Dumnezeu. De multe ori am așteptat lucrul ăsta. Doamne, să nu știu ce. Și Dumnezeu poate vrea să facă lucruri micuțe cu noi. Că noi suntem, zicea cineva, că noi suntem foarte dispuși să facem lucruri mari pentru Dumnezeu, dar lucrurile mici să le facă alții. Alea nu se văd. Dar Dumnezeu vrea să fim implicați, că ați văzut ce spune, cine e credincios în lucrurile mici, că de acolo pornește, este credincios în cele mari sau îi se va încredința și cele mari. De aceea să fim atenți, să ne aducem aminte de repet, fac o recapitulare acum a celor trei puncte. Adu-le aminte. Să fim supuși, să ne rugăm pentru autorități, să nu-i vorbim de rău, să nu vorbim pe nimeni de rău, spune. A doilea lucru, să nu uităm. Și aici pornește în două direcții. De unde ne-a scos Dumnezeu și unde suntem acum și unde Dumnezeu vrea să ne ducă.
și să căutăm să fim primii în a face fapte bune. Să-i spune, Doamne, sunt aici, când vrei să mă folosești, sunt dispus. Și ar vrea să închei cu un exemplu, iarăși m-am gândit la acea pildă în care Domnul Iisus Hristos spune despre casa care este zidită pe stâncă. Erau doi oameni care au avut bani și au strâns bani, mă gândesc eu acum, știi? Și după aia s-au gândit să, băi, un loc unde să mi-o construiesc. Și eu îmi imaginez că era undeva aproape de mare. Unul zice, aici e un vad bun, poate eu o să stau în ea, dar cine știe, poate o să o vând, știi? Altul a zis, măi, eu o să mă construiesc acolo. Și unul construiește un pic mai pe deal, dar muncește ăsta, ăla se râdea de el, știi? Care era la val. O transpira tot. Și ăsta la altul s-o apuca după mult timp, așa mi-o imaginez eu. Și o termină casa înaintea lui ăla. Unde o făcut-o? Pe plajă, aproape de mare. Și o făcut și un ponton să ajungă la, să dea cu lanseta, să prindă pește. Dar știți ce s-a întâmplat? A venit testul. A venit vânturi, a venit și voaie și atunci s-a văzut care casă a rămas în picioare. Cea care a avut temelia pusă pe nisip s-a prăpădit, dar aceea care a avut temelia pe stâncă a rămas. Și morala sau învățătura, care este aici? Domnul Iisus spune, cine aude, că aici vreau să ajung iarăși, cine aude și face, spune, este un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Celălalt, el a auzit de la alții, măi, nu este înțelept să-ți faci casă pe... Nici n-a băgat în seamă. Asta e pentru altcineva. Eu știu ce să faci. Acel om nu a luat în calcul ceea ce a auzit. A fost învățat, i s-a spus, nu a băgat în seamă. Domnul Iisus Hristos spune, cine aude și face, acela este un om înțelept și a zidit casa pe stâncă. De aceea, să ne aducem aminte, să nu uităm și să căutăm, să ne dăm toate silințele. Prin lucrurile acestea putem să avem această implicare, să fim implicați în ceea ce Dumnezeu vrea să ne folosească și Dumnezeu să ne ajute să avem în primul rând urechi de auzit și dacă auzim să și facem ca să fim acei oameni înțelepți care să ne zidim casa credinței noastre pe stâncă. Și atunci când vor veni, egal ce va veni, Domnul este stânca noastră. Amin. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.